Se apropie începutul școlii, copii, și începe iar scandalul. Azi dimineață când am scris articolul ăsta, nu se întâmplase nimic. Mai pe după masă așa a ieșit doamna ministru și a zis că elevii vor învăța în trei schimburi, deși legea educației interzice asta. Nu, sunt ore de-astea scurte, trei schimburi. Nu sunt trei schimburi alea de la fabrică, de lucrez de noapte. Trei schimburi înseamnă până la 8. Și eventual să înceapă unii la 10 să facă faze de genul ăsta. Știți? Adică să facă, să-i mermelească cumva. Asta este explicația. Și întrebarea este ce fac copiii, ce fac, faza este așa. Ce nu spun ăștia, ce încă nu știe presa, e următorul lucru. Că e vorba să-i bage și pe aia de la 1-4 după masă. E vorba să-i bage și pe aia de la 1-4. Și întrebarea este ce dracu fac aia de la 1-4 dimineața? Știi? Și cine îi duce la școală? Pentru că sunt mulți care vin din satele limitrofe. Și la 2-3 când trebuie să intre la ore sau la 12 sau la, nu știu, eu când lucram, când învățam pe masă, aveam ore de la 1 sau de la 2. Știi? Și era e fața asta cu cine vine să le ia pe copil de la 1 la 2 să-l ia din Sânt Petru sau din ce cartiere de-astea limitrofe mai sunt pe lângă fiecare oraș să-l aducă la școală. Știi? Asta e problema. Hai că seara ai să găsești ce să le ai, dar cine îl duce la prânz la școală? Și o să fie neplăcut. Întrebare dacă vor fi de acord profesorii care au fost fraieriți în vară cu salariile și n-au primit nimic. Au primit. N-au primit cât să zicea acolo, dar au primit.